Salarii chiar și de 15.000 de euro, cazare asigurată și cursuri gratuite de limbi străine sunt ofertele cu care au încercat firmele de recrutare din străinătate să-i atragă pe medicii români la un târg din capitală. Cei mai dornici să părăsească sistemul medical românesc au fost rezidenții. Abia a început rezidențiatul, dar această tânără s-a hotărât să plece să profeseze în străinătate. Aici o nemulțumesc lipsurile din sistemul sanitar și mizeria din spitale. În plus, câștigă mai puțin de 2.000 de lei. În străinătate, leafa ar fi de 5 ori mai mare. Salariul și condițiile de muncă, respectul pe care îl primește un medic în străinătate, este altul decât cel pe care îl primește aici. Eu mă gândeam la Germania sau ceva, țările nordice. Și această asistentă, care are o experiență de 12 ani, speră să-și găsească un post în Belgia. Ați văzut câte se întâmplă și atunci e mai normal să căutăm soluții mai bune și pentru noi și pentru copiii noștri. Cam care este oferta salarială în străinătate? 1.500 de euro. Suma aceasta comparativ cu salariul din România? Păi este triplă. Reprezentanții firmelor de recrutare din Franța au căutat medici, anesteziști, radiologi, ginecologi și oftalmologi. Salariile pornesc aici de la 4.000 de euro și ajung până la 15.000 de euro lunar. Au putut aplica doar doctorii care știau bine limba franceză. Ne ocupăm nu doar de partea de recrutare, dar și de partea de aspectul personal, instalarea în Franța, cazare, deschiderea unui cont, asigurare socială, cam tot ce are nevoie candidatul pentru a se instala. Cu oferte greu de refuzat au venit mai multe țări, astfel că medicii și asistentele au avut de unde alege. Unele din cele mai căutate sunt Germania, Franța, Suedia, Norvegia, Danemarca, dar și Olanda sau Belgia. Se caută atât oameni la început de carieră, cât și medici specialiști care au mai mult de 3 ani de experiență. Datele arată că din 1989 și până acum peste 24.000 de medici români au plecat să lucreze în străinătate. De exemplu, din cauza deficitului, la Spitalul Județean de Urgență din Călăraș și o parte din gărzi sunt acoperite cu doctori din București și din Bulgaria. Reprezentanții unității medicale au nevoie de medici, farmaciști și asistenți. Noi le oferim medicilor locuințe de serviciu, le oferim tichetele de masă la toate și toate, le oferim deplasări la conferințe și congrese și transport gratuit București-Spital. Noi am achiziționat un microbus care urmează să fie pus în funcțiune, am scos postul la concurs pentru șofer, deci ne mișcăm. La nivel național, deficitul de personal este de 50%.